Hei, salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi deschidem din nou pachete, cum v-am obișnuit. Hai să luăm repede pachetele de la Division Rivals. Am avut divizia 6 rank nu, Este decent. Momentul asta al jocului și la ce, la ce joc eu. Am, nu se încarcă, băieți. Poate vine ceva blană aici. Dacă ați văzut ultimul clip, de pe canal am luat Mbappé din pachet de 75 de 75 rating, 75 plus. Poate vine și așa ceva, dar aici să ne facem și nu echipa pentru, pentru weekend league. Hai să vedem ce opțiune luăm. În pachetele tradable, să vindem. Am Sau astea. Eu pachetele untradable, sunt mai multe și oricum n-am nevoie de bani așa, poate, poate ne dă ceva și jucabil sau uh, pentru SPC-uri. Divizia 6, rank 1 cum v-am spus. Hai să vedem. Avem 6 pachete, plumușele. Poate vine ceva. În total 9 pentru că am luat și pachetele de la... Uh, am luat și pachetele de la playoffs. Am făcut și acolo rank uh, 5 sau care... Am făcut 6 win -uri la 3 pachete. Hai să vedem dacă s-ar încărca și mai bine, ar fi și mai bine. Am 171 de coin, 1000 100, de coins. acest astea galbene așa, mă. Astea 3 sunt de la playoffs. Astea de la division. Hai să începem cu 82 rating ăsta sau? Nu, hai să lăsăm pentru mai încolo. Hai să dăm cu ăsta. Prime Gold Player Spec, băieți. Am dat. Hai să vedem. Vedem. Sare și de aici ceva. Opa. Este englez LV. Sancho. Mergea un sterling, dar e bun și Sancho. Poate ceva în spate, să vedem. Hai. În spate n-avem nimic, nu? La e mărul ăsta care o Bundesliga e bun. La Croa. Bun, suntem în căutarea lui Renato Sanchez în acest pe opening. Pentru că vreau să-l cumpăr și poate nu-l mai cumpăr, știți ce zic? Hai, hai să dăm iar într-un Prime goal Player Spec. Hai mă, vină ceva de aici, vină, hai Renato, a vreau, Renato Sanchez, untradeable, Brazilian, KB, Diego Carlos. Mm. Bă, dar nu dă rău deloc, chiar nu dă rău. Cât de cât așa, putea să dea și mai slab, nu? l pe Renato Sanchez. Și sau Maximin, și el l-al vreau. Hai să vedem, 82 plus. Hai să vedem, 82 plus. Spania, nu, e pe cheia iară, nu? Nu, e pe cheia, e pe pe care îl mai am. Nu știu dacă sunt pachete tradable astea, cred că s-a... Ah, sunt logic că s-a tradable, că asta am deschis sau... Hai să dăm cu un jumbo de ăsta. Hai, jumbo premium gold pack. Să vedem ce vine de aici. Este italian, LV. Insinie, dar din păcate nu mai joacă în Europa. Nu mai joacă. Oricum, cred că era așa jucabil. În spate, absolut nimic. Mamă, după un 84 direct, 77. După cum ați văzut mi-am pus uh, emblema României acolo Asta fac în fiecare an Mai avem, mai avem aici două pachete de la Division Rival și încă trei de la Playoffs Hai să vedem băieți Hai să dăm cu 82 plus ăsta Haide mă Dă-ne ceva, bă ăsta e 82 fix Arnautovic 82 fix Hai Hai cu norocul la blan Am dat Hai cu noroc cu băieți Ne frecăm palmele Cine e ăsta mă frate? Zelenski Azi, 83, poate ceva în spate Un Renato Sanchez, nimic Mic Hunter avem aici Și pe Abraham și wow, Garcia care e în de Azi în ultimul, ultimul Ia să vedem un mega pack. Și ne frecăm mâinile. Nimic din Mega Pack. Nimic. Am rămas un Mega Pack și un Rare Gold Pack. Hai să dăm cu Mega Pack-ul ăsta. Să fie bine. Poate vine de aici ceva. Hai să vedem. 30 de item. 18 pe rare. Și avem cel puțin borul. Asta e ăla. Oh? Costici. Cine sunt? Costici. Ah. Bine, e 85. Costă ceva băiatul ăsta? Nu cred. Are naționalitate proastă. Slavă, adică hai să vedem. Poate Renato în spate, pe el îl așteptăm. Bine, dacă îmi pică tradable, cred că o să-l vând, nu? Nuno Gomez. Hai că Nuno Gomez, Nunez. Atât. Două engine -uri. Real Madrid, Beju, Dorusia Dormund. Ultimul pachet, Rare Gold Pack. Pachet de la Playoffs, tradable. 12 rari cu 12 în pachet. Hai să vedem este board spaniol rm canales wow 84 au cred că costă nici asta ceva ne ajute hai să vedem poate în spate poate în spate un Renato încă sperăm la un Renato Sanchez și nu avem avem pe David Silva 83 și cu atât. bine la rating e bine 84 83 82 S-a făcut și marchi match as weights. Hai să vedem dacă ne dă ceva din aceste pachete. Le am făcut, să vedem, poate. Aici vine norocul la mare. Sunt și 3 de boli, astea. Avem un silver ăsta, dăm repede pe el, nu ne interesează. în skip. Prime Electrum Player Spec, hai să-i dăm repede. Nu ne pierdem vremea cu ele, nimic de aici. Lusevski, ok. O, e foarte excepțional acest jucător. Poate ceva în spate. Nimic. Ba, Kanji ăsta, cred că mai costă ceva Kanji. 2K, 800, 500, da. Azi dăm cu small ăsta. Și nimic nici de aici. Spania, LV. Ansu Fati, ba, măcar are viteză. E bun, ăsta s-ar putea să... No, nu, nu să că nu... E o cerință mare, da? e și ceva, da. Le și pe și nu ne dă nimic. Hai să vedem, mix player spec. Aici trebuie să vină ceva, trebuie să vină măcar un walkout. Wow! E bronz. E bronz, ne-a rupt. Sergio Roberto. E 81 plus, aparent. Hai să vedem, garantat. Garantat 81 plus, poate nu dă garantat 81. Ba da. Garantat 81 este, sau maxim 82. Nu, a, ah, ba da, ba da. Dinigo Martinez, poate Renato în, în spate, așteptăm cu nerăbdare nimic. Hai să vedem și UEFA Marky Pot trag să scot ceva băieți din acest clip, dar nimic, nimic. Încă trei pachetele, hai să vedem. Ce ne poate oferi, tot trei de și aici. Hai să vedem, small, rare, mix player spec. Dă-ne și nouă un walkout, bă, nimic, nimic. Neamț, CB, Slotterbeck, dar nu l-a dat și nouă când era în promoție, ne-l dă acum. Asta ceva asta? Da. Listăm și noi. Astea două sunt 80 plus garantat. Sper să nu fie 80. Hai, Prime Electrum Player Spec. Nimic. Avem un francez. Cum? acomeni? Vezi că asta aveam să-l bag să-l cumpăr eu, gata, deja e bine, dar stai că stai 3 de dar ah, nu contează, pentru un K200 nu-l vând. Iar ultimul pachet poate vine cu ceva să ne surprindă, 80 plus premium gold player spec și am dat. Ia să vedem și vezi că este, ce este, German CB Hummels. Atât s-a putut Atât s-a putut. Poate ceva în spate. Poate vine norocul în spate. Mereu așteptăm ceva în spate, că în față nu vine. Hai în spate. Și... Pa... Nici, nici aici. Asta e. Da, băieți. Gata și cu acest clip. Din păcate, nu am avut noroc astăzi. Ne-a dat in bape și... Cred că nu e mai de vreo perioadă așa. Nu uitați să dați și voi acolo un like dacă v-a plăcut acest clip. Ne auzim în clipul următor. Pa, pa!